Bună ziua, stimați prieteni, bun venit în nou an. Este prima ediție a analizelor economice din anul 2022. Suntem încă în sărbători. Vă felicit cu toți cu sărbătoarea anului nou, pentru cei care au sărbat anul nou, pentru cei care urmează să sărbeze anul nou, cu nașterea Domnului sau Crăciunul, pentru cei care l-au sărbat, pentru cei care încă îl sărbează. Suntem în toiul sărbătorilor, cu toate ce s-a considerat normal și util ca să continuăm analizele noastre economice, deoarece în toată această sărbătoare oamenii deja au foame de a mai asculta și anumite lucruri mai serioase legate de viața noastră, de economia noastră. Mă gândeam foarte mult despre ce ar putea vorbi la începutul anului. Să vorbim ceva de sărbătoare, parcă toată lumea doar sărbează, să dau anumite teme, încă nu suntem gata. Deci am considerat, hai să discutăm cât din noi moldoveni am mai rămas în țară. Vorbim despre populația Republicii Moldova, lucru care mi se pare relevant. Datele oficiale statistice vor apărea ceva mai târziu. După ce vor apărea, noi vom putea publica, vom mai vorbi încă o dată despre acest lucru, dar acum deja putem face anumite estimări. Când spun, putem face anumite estimări. Ne bazăm pe datele care le avem, plus sondajele care le realizează IDIS Viitorul legat de migrația, înclinația spre migrație. De aceea, la început de an, știți, când stau moldovenii la masă și discută, se uită câți au fost, câți au mai rămas și cât suntem. Aș vrea să vorbim despre populația Republicii Moldova, cât suntem noi, cât am rămas și cel mai important, vreau să fac această analiză, luând în considerație populația de pe ambele maluri ale Nistrului, ori considerând că noi de fapt suntem o țară, nimeni nu ne-a spus că suntem două țări, din acest motiv am luat datele din anul 1960 până în prezent să vedem care este populația și am scris în felul următor: populația Republicii Moldova aflată pe teritoriul Republicii Moldova, fie pe malul stâng, fie pe malul drept. Pentru a ne ajuta mai bine, am în graficul de mai jos, dumneavoastră aveți câți estimativ trăiau, câți locuiau pe malul stâng a Nistrului, câți estimativ locuiau pe malul drept a Nistrului. Totodată, în graficul meu, toți anii sunt anii cel mai din 5 ani, dar este dat anul 1991, deoarece, în opinia mea, în acel an noi am avut cel mai mare număr a populației. Din ce cauză opinia mea? Din simplu motiv că abțin diferit de datele oficiale și este legat de stânga Nistrului. În stânga Nistrului noi am avut undeva 690.000 de locuitori, însă ei în câteva surse am găsit că erau 731.000. De multe ori am încercat să înțeleg de unde s-au luat 731.000 și bănuiesc că aceste 731.000 sunt foarte importante și introduc în această analiză din simplu motiv că cel mai probabil autoritățile din stânga Nistrului au introdus în acest număr de populație și pe cei care se aflau la acea vreme în stânga Nistrului. Țineți minte că asta era anul când noi ne-am obținut independența și când am avut primele conflicte acolo și oameni care de fapt nu s-au născut în stânga Nistrului, nu locuiau permanent în stânga Nistrului, dar la momentul anului 91, când noi am devenit independenți, ei într-adevăr s-aflau acolo, fie au venit pentru anumite motive, nu vreau acum să intru în discuții neplăcute, fie au venit cu serviciu. După aceasta ei și-au migrat, că de fapt am avut și o migrație puternică, permanentă, sau oameni care au plecat din stânga Nistrului, dar cert este că în anul 91, noi în Republica Moldova eram 4.364.000. Astăzi, în 2022, noi am început anul cel mai probabil cu 2.867.000 de locuitori, dintre care pe malul drept sunt 2.563.000 de locuitori și pe malul stâng estimăm că sunt undeva 304.000 de locuitori. Datele lor oficiale arată un număr cu mult mai mare, însă includ toate persoanele. Noi am considerat să utilizăm numărul persoanelor care sunt permanent pe stânga Nistrului. În Republica Moldova, începând cu anul 2014, Biroul Național de Statistică oferă două tipuri de date. Cetățenii Republicii Moldova, toți care sunt cetățenii Republicii Moldova pe malul drept al Nistrului și cetățenii care se află permanent pe malul drept al Nistrului. Când spunem de cetățenii care se află permanent pe malul drept al Nistrului, noi vorbim despre 2.563.000, acușa voi da de unde această cifră, dar trebuie să mai dăm o nuanță. Biroul Național de Statistic spune că sunt permanenți în cei care mai mult de un an de zile sunt aici. Nu, doar că noi mai avem încă vreo 200.000 de cetățeni Republicii Moldova care fac naveta, merg pentru câteva luni de zile peste hotare să lucreze, apoi se întorc acasă. De ce am putea spune că noi suntem 2.563.000 de oameni care mai mulți sau mai puțin sunt în Republica Moldova? Totuși, în realitate, suntem undeva 2,2-2,3 milioane. Restul încă vreo 200-300.000 de cetățeni
cel puțin astăzi nu sunt acasă, dar sunt plecați pe termen scurt, pe câteva luni, dar oricum sunt plecați din țară. Dacă ne uităm atent și ne uităm diferența, observăm că din 91 până în 2022, populația Republicii Moldova s-a redus cu 1,5 milioane de locuitori, dintre care în dreapta Nistrului cu 1.070.000 sau de 1,4 ori, iar în stânga Nistrului cu 427.000 sau 2,4 ori. De fapt, stânga Nistrului s-a depopulat cu mult mai puternic decât dreapta Nistrului. Am putea spune în felul următor că Republica Moldova este un recordsmen negativ a Europei legat de migrația și scăderea numărului populației, însă în Republica Moldova avem încă o parte a Moldovei, stânga Nistrului, care situația este cu mult mai dramatică decât în partea dreapta Nistrului. Republica Moldova este un campion negativ la ceea ce înseamnă migrația și scăderea numărului populației din Europa, iar în interiorul Republicii Moldova există stânga Nistrului, care este un dublu campion, unde migrația și plecarea populației a fost cu mult mai mare decât în restul țării. Lucrul acesta, evident, și-a lăsat un impact extrem de negativ asupra noastră. Ponderea cetățenilor Republicii Moldova sau ponderea moldovenilor, nu este corect poate moldoveni, dar cetățenilor Republicii Moldova, că noi în Republica Moldova sunt români, găgăuși, ruși, bulgari, alte etnii, suntem 130 de etnii, deci cetățenii Republicii Moldova, ponderea lor în lume a scăzut exact de 10 ori în ultimii 60 de ani. În anul 1961, populația Republicii Moldova constituia 0,1% din populația globului. Ne-am menținut stabil până în 1970, după aceasta am început o ușoară scădere până în 1992, deci la destrămarea Uniunii Sovietice, deja la noi natalitatea era cu mult mai mică decât în restul lumii, iar de în ultimii ani de zile noi avem natalitate negativă, la noi numărul deceselor este cu 10.000 de persoane mai mari decât numărul noilor născuți, populația Republicii Moldova se reduce cu 10.000 doar datorită natalității și încă cu 40.000 datorită imigrației. De fapt, numărul nostru care suntem în Republica Moldova, în fiecare an scade undeva cu 45-50.000 de persoane. Pe de o parte este scăderea numărului populației fizic, cetățenii noștri mor și nu se nasc alții în locul lor, și doi, geografic, cetățenii Republicii Moldova părăsesc țara și pleacă în altă țară. Drept consecință, în anul 2022, noi suntem în lume 0,3% și 0,5%, dintre care în interiorul țării suntem doar 0,3% și 0,36%. Deci noi suntem 0,3% și 0,5%, dintre care o treime din noi nici nu suntem măcar în țară. Deci noi, ca națiune, pur și simplu dispărem de pe harta globului pământesc. Numărul nostru în 60 de ani de zile, ponderea noastră în populația globală în 60 de ani de zile, s-a redus de 2 ori datorită natalității și s-a redus de 3 ori datorită migrației. Deci asta este prima concluzie tristă care o pot da. Dacă ne uităm atent, sporul natural la populație l-a luat din 96 până în prezent, deci dacă vă uitați, timp de 25 de ani, sporul natural la populație este negativ doar pe dreapta Nistrului. Pe stânga Nistrului, calitatea datelor încă nu-mi permite să fac o analiză complexă, dar sper că într-un viitor apropiat voi reuși să fac și pe stânga Nistrului. Dar acum vă dau pe dreapta Nistrului. Uitați-vă atent, avem cât s-au născut, cât s-au decedat. Deci numărul de decese este cu mult mai mare decât numărul de născuți. Dacă în 96-2000 sporul a fost practic pe zero, numărul de cei care s-au născut a fost egal cu cei care au murit, atunci după aceasta avem o gaură demografică 2001-2005 și a doua gaură demografică 2006-2020, dintre care s-a accentuat în 2020 și 2021 din nefericire vor fi un an foarte greu. Dacă vă uitați în 5 ani de zile, noi numărul populației noastre fizic, noi ne-am născut cu 23.000 de persoane, mai puțin decât au murit. În anul 2021, eu cred că la noi numărul de nașteri estimez că va fi undeva cu 10.000 mai puțin decât numărul de decese. Deci populația Republicii Moldova pur și simplu nu reușește să mențină la nivelul care l-am avut cândva.
Drept consecință, populația Moldovei din partea dreapta a Nistrului, la ziua de astăzi, în anul 2022, o estimăm la 3.518.000, dintre care peste hotarele țării 955.000 și 2.563.000 în interiorul țării. Deci, după cum am spus, noi suntem frământați de două fenomene. Unu, ne naștem mai puțin decât mor și doi, pleacă din țară mai puțin decât se întorc înapoi în țară. Uitați-vă ce se întâmplă cu migrația populației. Am luat pentru ultimii 12 ani de zile, în anul 2021 noi estimăm că migrația va fi de circa 34.000. Da, ea este cea mai mică din ultimii 5 ani de zile. Deci în ultimii 5 ani de zile noi ne-am confruntat cu așa un fenomen, noi l-am numit a doilea val de migrație. Despre aceasta voi vorbi ce mai târziu. Din anul 2010 până în prezent, teritoriul Republicii Moldova a fost părăsit de 336.000 de persoane. Deci între care doar în 2021 presupunem că au plecat 34.000. Aici vreau să vă spun încă un lucru important. Deci, practic, noi în prezent, numărul de cetățeni tineri care intră în vârsta aptă de muncă, ei când intră în vârsta în câmpul muncii, ei de fapt îi împing pe alții peste hotare, pleacă și ei parțial peste hotare și la noi timp de 10 ani de zile numărul locurilor de muncă a rămas constant de 600.000 de persoane, iar toți cei care intră în vârsta aptă de muncă, practic toți sunt absorbiți. Nu doar tineri, dar și de alte vârste sunt absorbiți și pleacă peste hotare. De fapt, în fiecare an peste hotare de țările noastre pleacă exact o generație. Deci o generație dintr-un an. Câți oameni s-au născut într-un an, atâția oameni pleacă peste hotare de țările. Și lucrul acesta, dacă nu va fi înțeles de către autorități, noi pur și simplu suntem într-un blocaj demografic, iar problema numărul unu de dezvoltare a Republicii Moldova în viitorii ani va fi una. Lipsa forței de muncă. Lipsa forței de muncă. Toți oamenii pleacă peste hotare. Luând cu anul 91. Până în prezent, peste hotarele țării, estimăm că au plecat 966.000 de cetățeni, dintre care cel mai puternic val a fost 2016-2020, când din Republica Moldova au plecat 212.000 de cetățeni. În 2001-2005 estimăm că au fost 201.000, 2006 până în 2015 a fost cam câte 95.000 la fiecare 5 ani. În acest an, în 2021, credem, până ce datele încă nu sunt, datele oficiale vor fi în câteva luni, credem că migrația este undeva la nivel de 34-35.000 de persoane, mai mică decât în ultimii 5 ani de zile, însă cu mult mai mare decât ne-am fi așteptat noi. Uitați-vă care este migrația populației medie anuală. Deci, cel mai mare medie anual a fost în 2016-2020, când anual a plecat din țară câte 42.400 de persoane. În acest an, cel mai probabil, vom avea un nivel mai mic, însă el este cu mult mai mare decât a fost din 2006 până în 2015. Lucrul acesta ne arată că noi nu avem o politică clară de a crea locuri de muncă și de a crea salarii. În sondajul care l-a realizat IDIS Viitorul, la finele anului 2021, noi am pus câteva întrebări pe migrație și, de fapt, lucruri care îi determină pe oameni să plece sunt doar două lucruri. Nici nu este corupția, nici nu este lipsa locurilor, lipsa unei calitate a vieții. Două lucruri care îi determină pe oameni să plece. Lipsa unui loc de muncă și un salariu bine plătit. Dar aș vrea să finalizez cu încă o dată să reamintesc cele trei întrebări din sondaj pe care le-am pus noi. Dacă persoanele intenționează în viitorul imediat să plece din țară, noi punem această întrebare pentru a vedea care este decizia omului de a pleca din țară. Și dacă observăm atent, înainte de alegeri, el cumva a scăzut până la 15,32, iar acum a crescut aproape 18% din cetățeni, spun că vreau în următoarele câteva luni să plec din țară. Acest sondaj ne permite nouă să facem estimări, în baza acestui sondaj noi facem estimări câți oameni totuși vor pleca, din simplu motiv că având datele din anii precedenți, noi știm deja cum această dorință de a pleca se materializează în plecare. Al doilea întrebare, pe invers, este din cei care s-au întors în țară în ultimii 5 ani de zile, noi întrebăm dacă ei vor să rămână acasă și nu vor să plece. Dacă observați înainte de alegeri, numărul celor care au spus că vor să rămână acasă, nu mai vor să plece înapoi, a crescut, a fost maximul din ultimii 5 ani de zile de când noi facem această fel de cercetări, iar acum a început să scadă. De fapt, oamenii din 5 mai mulți spun că nu vreau să rămân, vreau să plec peste hotare. Dar asta a fost întrebarea dacă el acum vrea să plece. O întrebare și mai dificilă este dacă el în general
în principiu, la care avea o posibilitate să ducă, să-l pleca sau nu pleca, sau cât de tare el este fidel de a rămâne în Republica Moldova. Dacă observați, doar 40% din cetățenii Republicii Moldova spun că el, chiar dacă ar avea posibilitatea să plece, nu ar pleca, dar ar vrea să rămână aici, ar vrea să lucreze aici. În rest, 26% sau fiecare a patru moldovean spune că este gata să plece pentru totdeauna din Republica Moldova. Deci să plece, să nu se mai întoarcă înapoi. Iar 32% sau fiecare a treilea moldovean spune că el ar pleca pe o perioadă scurtă. De fapt, noi avem fiecare a patrulea moldovean ar pleca pentru totdeauna și fiecare a treilea moldovean ar pleca pentru o perioadă careva. Și evident, ultima întrebare, am mai dat-o, dar vrem să o recapitulăm. Noi punem tradițional. Care ar fi salariul care dumneavoastră l-ați accepta pentru a nu pleca din țară? Dacă observați, în 2021 salariul anticipat de oameni este de 14.540 de lei și îl compar cu salariul real care îl primește omul la mână fără impozite, 7.600 de lei noi îl estimăm. Ce înseamnă lucrul acesta? Cetățenii Republicii Moldova consideră că o remunerare de două ori mai mare decât este în prezent ar fi necesară ca el să nu plece din țară. Concluzia este în felul următor. Republica Moldova se depopulează cu un ritm alarmant de mare. Depopularea are loc din două motive. Una, rata natalității este cu mult mai mică decât rata natalității la noi în prezent. Sporul demografic este negativ și el se accelerează în ultimii ani de zile. 2020-2021 sunt ani cu sporuri naturale foarte alarmante. Și doi, populația pleacă. Deci noi anual pierdem 45-50 de mii de cetățeni datorită faptului că se nasc mai puțin și datorită faptului că un număr tot mai mare de cetățeni totuși rămâne să pleci peste hotare. Eu vreau că în acest început de an să fie totuși un an în care noi să putem spune că anul viitor, cât suntem în țară, tot atât să vom fi. Însă, din păcate, partea științifică mă face să spun că Republica Moldova, cel puțin în perspectiva următorilor 3-4 ani de zile, va continua să confrunte cu probleme de migrația populației, va continua să confrunte cu probleme de spor natural negativ și provocarea numărul 1 pentru guvernele, toate care vor veni în Republica Moldova, va fi salariile, locuri de muncă și populația. Depopularea țării devine problema numărul 1 a țării, depopularea țării devine problema numărul 1 dezvoltare economică. Asta am vrut să vă spun la acest început de an, atunci când ne numărăm să vedem cât suntem, în acest an, din nefericire, suntem cu aproape 45.000 de persoane, mai puțin decât am fost anul trecut. Și sper foarte mult că această cifră în viitor va scădea și nu va fi atât de înspăimântător de mare. Până aici pentru astăzi și ne vedem data viitoare cu alte teme de impact economic și social pentru societatea noastră. Vă mulțumesc!